Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre la să fiți alături la acest eveniment important pentru angajații întreprinderii de stat Mold Electrica, care pe parcursul mai multor zile au participat la instruiri de pilotare a dronelor donate de USAID Moldova. Numele meu este Igor, sunt specialist în relații publice în cadrul întreprinderii de stat Mold Electrica și voi fi moderatorul acestui eveniment. Ne bucurăm că alături de noi în aceste momente se regăsesc secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan. Vă rugăm să luați loc aici alături de noi. Șeful misiunii USAID Moldova, Jeff Bryan. Vă rugăm. Vicedirectorul general al întreprinderii de stat Mold Electrica, Sergiu Carmanski. Domnule director, vă rugăm. Precum și angajații întreprinderii de stat Mold Electrica și instructorii din Statele Unite ale Americii. Dar și comunitatea din satul Corbu, cărora le mulțumim pentru găzduirea instruirilor și acestui eveniment. Nemijlocit în aceste momente este și directorul proiectului Securitatea Energetică MESA, domnul Armen Arzumanian. Cu un cuvânt de salut, invit gazda locației, cea care ne găzduiește pe perioada instruirilor, pe doamna Elena Fidișin, director al instituției publice Școala Profesională Satul Corbu. Doamna director, vă rugăm. Mulțumesc. Stimate secretar de stat al Ministerului Energiei, domnule Constantin Borosan, domnul Jeff Bryan, șef al misiunii USAID Moldova, directorul proiectului Securitatea Energetică Republicii Moldova, domnul Armen Arzumanian, mult stimate domnule Sergiu Carmanski, stimați oaspeți, organizatori ai acestei instruiri, dragi participanți. Vă salut și vă zic bine ați venit în instituția publică Școala Profesională din satul Corbu, raionul Dondușeni. Școala noastră este una dintre cele mai avansate instituții, deoarece rădăcinile și meseriilor studiate în această instituție își au începutul încă din anii 1905, inițiată de Cucoana Mavrocordat. Noi, colectivul școlii profesionale din satul Corbu, suntem bucuroși să fim gazda acestui eveniment important de pilotare a dronelor în monitorizarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, organizată de întreprinderea de stat Mold Electrica. Meseriile însușite la noi au o tangență directă cu această instituție. La inițiativa directorului general, domnul Sergiu Aparatu, de a semna acordul de memorandum a fost una motivatoare pentru noi, în vederea acumulării a unor noi experiențe, noi viziuni pentru profesori, pentru elevi și, desigur, la o conlucrare mai constructivă pentru instituțiile noastre. Desigur, scopul acestui acord este foarte important pentru noi, pentru începători, desigur, și dintre care vreau să menționez câteva scopuri. Ajustarea procesului de studii la necesitățile mediului economic și social al Republicii Moldova, formarea unor direcții științifice, organizarea unui parteneriat de comun acord, participări la consolidarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor din instituția noastră. Mulțumim mult pentru receptivitate, pentru inițiativă la modernizarea poligonului aerian care se află în spatele instituției, pentru utilajul donat instituției noastre de către instituția întreprinderea de stat Mold Electrica. Ținând cont că fiecare acord are careva obiective, atât pentru noi, cât și pentru întreprinderea de stat Mold Electrica, vreau să menționez una dintre cele mai aproape de suflet, aproape de instituția noastră. Și acest obiectiv este pregătirea și perfecționarea tinerilor specialiști
în domeniul electroenergetic prin implicare în cadrul seminarelor, excursiilor care vor fi anul acesta, practicii de producție care elevii noștri o fac în instituțiile de stat, asistări și multe altele obiective din cadrul acestui acord. Aceasta și multe altele sunt cu siguranță spiritul sau vor perfecta spiritul, mai bine zis, și rațiunea elevilor, tinerilor care se află astăzi lângă noi, care au ales să studieze acest profil foarte interesant și complicat totodată. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și vă dorim mult succes și pe cariera personală și pe cea profesională. Mulțumesc! Doamnă director, vă mulțumim! Cu un cuvânt de salut îl invit la microfon pe domnul Sergiu Carmanski, vicedirectorul general al întreprinderii de stat Mold Electrica. Bună ziua! Stimați reprezentanți mass media, domnule șef al USAID Moldova, domnule secretar de stat. Astăzi suntem martori creierii unui nou capitol în istoria energeticei Republicii Moldova, ceea ce până nu de mult a fost considerat o idee de viitor, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, a fost materializată și pusă în aplicare în termeni foarte scurți. Inspecția liniilor de înaltă tensiune, pe tot parcursul anilor existenței sale, a fost o provocare pentru companiile ce le exploatează. Astfel, și astăzi, porțiuni întregi a liniilor electrice aeriene sunt inspectate de personal de pe suprafața solului, care, indiferent de condiții meteo, se deplasează la locul de muncă. Este bucurător faptul că de acum înainte, întreprinderea de stat Mold Electrica va putea inspecta de la înălțime cele 4700 km de linii de înaltă tensiune din gestiune, grație unui lot de 10 drone donate de Statele Unite, prin intermediul programului Securitate Energetică în Moldova. Astfel, prin intermediul astfel va fi redus timpul de intervenție în situații excepționale. De asemenea, utilizarea dronelor va contribui semnificativ la eficientizarea proceselor de gestionare și monitorizare a rețelelor de înaltă tensiune. Menționez că timp de 4 zile, aici în Corbu, o echipă de profesioniști din Statele Unite a instruit 13 angajați ai întreprinderii noastre în vederea obținerii competențelor necesare în manevrarea dronelor. Întreprinderea de stat Mold Electrica, în calitate de operator al sistemului de transport a energiei electrice, prin aceste proiecte ambițioase, își reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic a Republicii Moldova. Pe final, doresc să exprim sincere mulțumiri Guvernului Statelor Unite ale Americii, USAID Moldova, partenerilor noștri de dezvoltare, gazdei acestui eveniment, pentru ajutorul acordat întreprinderii, dar și pentru sprijinul în organizarea cursurilor de instruire. Vă mulțumesc! Domnule vicedirector, vă mulțumim! Cu siguranță, implicarea noilor tehnologii ușurează timpul de implicare a forțelor operative ale entității, iar orice deranjament va putea fi localizat în timp record, datorită acestei donații a partenerilor de dezvoltare. Pe această cale vreau să-l invit la microfon pe domnul Jeff Bryan, șeful misiunii USAID Moldova. Bună ziua! Stimate domnule secretar de stat Borosan, domnul vice-director a Mold Electrica, partenerii, colegi, vă mulțumesc pentru că ne gazduiți astăzi la Dondușien. Sunt bucuros să mă aflu aici pentru a marca donația unui lot de 10 drone și oferirea asistenței tehnice întreprinderii de stat Mold Electrica. USAID are angajamentul de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în obținerea securității energetice pe termen lung și asigurarea caselor și afacerilor din Moldova cu energie electrică
intră în mod stabil și accesabil. Prin intermediul proiectului Securitatea Energetică a Moldovei, în abreviere MESA, USAID colaborează cu operatorul de transport și sistem de energie electrică a Moldovei, Moldelectrica, pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența infrastructurii sale energetice. Asistență pentru implementarea soluțiilor tehnologice avansate contribuie la consolidarea capacităților Moldelectrica de a identifica perturbările și a reacționa în mod prompt și sigur. Donația de astăzi de $1,000,000 va oferi Moldelectrica o modalitate mai eficientă de a monitoriza substațiile în aer liber, stațiile de transformare și liniile aeriene. Pe lângă echipamentul tehnic, această donație mai include și sesiuni de instruire pentru angajați Moldelectrica cu privire la utilizarea în mod sigur și eficient a dronilor pentru supravegherea de rutină și de urgență a infrastructurii electrice. Aceste drone sunt o parte esențială în angajamentului Guvernului Statelor Unite de a sprijini Republica Moldova în procesul de deblocare a potențialului său energetic și a de ajuta cetățenii moldovei să se bucure de resurse energetice care sunt mai eficiente și mai accesibile. Le mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la Moldelectrica și MESA. Eu aștept cu nerăbdare să văd acest echipament în acțiune. Mulțumesc! Domnule Brain, vă mulțumim. Cu siguranță, parteneriatul dintre Moldelectrica și USAID Moldova contribuie la modernizarea sistemului electroenergetic din țară și la fortificarea securității energetice. În continuare, am deosebită plăcere de a-l invita la microfon pe domnul Constantin Borosan, secretar de stat al Ministerului Energiei. Domnule Borosan, vă rugăm. Bună ziua, mulțumesc, stimate domnule primar, stimată doamna director, mulțumim frumos că ne găzduiți astăzi în localitatea Corbu, la școala profesională. Am avut o plăcere, de fapt, să ajungem de la Chișinău aici, să vedem câte parcuri fotovoltaice și ferme eoliene între timp s-au construit în țara noastră în ultimii 2 ani, datorită eforturilor majore care le face guvernarea ca să creăm cadrul necesar pentru dezvoltarea energiei regenerabile. Stimate domnule director Brian, stimate domnule director Karmanski, stimate domnule director Razumanian, mulțumim pentru coorganizarea împreună acestui eveniment și care vizează donarea unui lot de echipamente de drone pentru inspectarea liniilor electrice aeriene. Și știți, mi-am adus aminte foarte recent o situație care chiar a trebuit să fie gestionată foarte rapid. Atunci încă nu am avut drone, acum deci aceasta va facilita, dar în ce constă exemplu? La sfârșitul lunii iulie, deci Ocnița, Iedinița au fost lovite din cauza întârzierilor, da, au fost avariate linii electrice de transport, de distribuție, rețele de gaze naturale, infrastructură energetică. Da, și eu mi-aduc aminte, comunicam foarte intens cu colegii de la Moldova, deci s-au pornit camioanele de la Chișinău să aducă piloni să fie instalate. Au fost instalați 2 piloni, cei care au fost identificați ca căzuți. S-a conectat circuitul și circuitul s-a deconectat. De ce? Fiindcă mai era un pilon într-o șifă rostieră care nu a fost identificat, fiind inspectat astăzi cum se efectuează terestru. Deci, iarăși, o situație de acest fel înseamnă gestionarea rapidă a unei situații excepționale de criză energetică. O tehnologie cum este drona oferă posibilitatea de a reacționa rapid, da? Ceea ce este exact important în cadrul unei crize energetice. Timpul și tipul de reacție. De ce vreau să mulțumesc în numele Ministerului Energiei, Guvernului Republicii Moldova, mulțumim guvernului și poporului Statelor Unite ale Americii pentru acest sprijin generos al țării noastre. Acesta este doar un exemplu mic, de fapt, cum Statele Unite ale Americii
ajută țara noastră în sporirea securității energetice. Colaborarea noastră împreună cu proiectul de asistență tehnică securitate energetică în Republica Moldova este mult, mult, mult mai largă, implică și dezvoltarea capacităților umane și aici vreau să subliniez exact rolul tinerilor, rolul elevilor care studiază la această școală profesională. Țara noastră are nevoie de ingineri. Avem nevoie de ingineri care cunosc tehnologii. Domn director Karmanski, ați menționat de 4700 km de rețele de transport. În următorii ani vor fi mai mulți, fiindcă construim linia electrică de la Vulcănești la Chișinău, încă 158 km de linie. Vom construi linia electrică Bălți-Suceava, care va interconecta și mai puternic țara noastră cu Uniunea Europeană, cu România, ceea ce înseamnă securitate energetică mai sporită. Împreună cu partenerii din Statele Unite ale Americii dorim să identificăm și alte trasee pentru a interconecta. Tot asta înseamnă necesar de resurse umane. Oameni care cunosc cum să folosească tehnologiile date. Exemplul cu inspectarea era, deci un exemplu, sunt tehnologii care, inclusiv, și dumneavoastră cunoaște cel mai bine, fiindcă studiați aici, tot ce înseamnă supraîncărcarea infrastructurii de transport. Deci elemente foarte tehnice. Deci felicitări dumneavoastră, școlii profesionale din satul Corbu, fiindcă este o oportunitate deosebită pentru țara noastră și mizăm ca numărul de specialiști care vor fi aici instruiți să crească, fiindcă avem nevoie de ingineri, de specialiști. Da, desigur, aș dori încă o dată să subliniez cooperarea noastră cu USAID Moldova este foarte largă, implică inclusiv lucrul la documente de politici, strategie energetică, legile care vizează energie, energetică, infrastructura energetică, acțiunile climatice, toate acestea conduc către creșterea securității energetice a țării noastre. Și aduc iarăși câteva exemple. În ultimii doi ani, țara noastră a progresat semnificativ în ceea ce privește gradul de securitate energetică și este recunoscut aceasta de organizații internaționale, cum este Secretariatul Comunității Energetice, agențiile internaționale de rating, care spun că țara a avansat în direcția sporirii securității energetice. Acum creăm cadrul necesar ca să aducem investiții și mai multe în energie regenerabilă. Toate acestea, iarăși, beneficiem de suportul de asistență tehnică a Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare. Exprim încă o dată mulțumire pentru aceasta. Mizăm pe cooperare fructuoasă în continuare și, desigur, ard de nerăbdare să vedem în acțiune acest echipament. Vă dorim tuturor o zi productivă. Domnule Borosan, vă mulțumim. Colegii din cadrul entității Mold Electrica, cât și cei de la proiectul Securitatea Energetică MESA, în decurs de 4 zile, cot la cot, au muncit. Am fost instruiți pentru cum să manevrăm această dronă, cum trebuie să îndeplinim toate certificatele de rigoare ca să avem permisiunile necesare. Stimați colegi, vă mulțumim pentru pe această cale și invit la microfon directorul proiectului Securitatea Energetică MESA, domnul Armen Arzumanian. Honorable Mission Director, State Secretary, Deputy General Director and Director of the school. We are proud to be part of this initiative, implementers of USAID MESA project. MESA project is partnering with Mold Electrica to implement systems and to provide knowledge and trainings and equipment to ensure energy security of Moldova. Am să încerc să rezum, încerc scuze. Încă o dată, mulțumiri tuturor celor prezenți. MESA este foarte, foarte fericită să aibă aici colaborări foarte fructuoase împreună cu Guvernul Republicii Moldova, cu USAID și cu Mold Electrica. Among others, we are assisting Ministry of Energy and Mold Electrica in implementing new SCADA system,
fiber optic interconnection with Romanian system, implementing wide area monitoring system, WAMS, and today we are transferring knowledge and equipment on drones for Mold Electrica. De fapt, noi asistăm atât Guvernul Republicii Moldova, cât și Mold Electrica în implementarea diferitor proiecte tehnice, cum ar fi, de exemplu, SCADA, cum ar fi noi tehnologii implementate pentru interconexiuni. Și astăzi, de exemplu, suntem aici pentru un proiect cu totul diferit, care este implementarea dronelor pentru inspectarea liniilor electrice. As it was mentioned already, the drones and associated system will significantly increase efficiency of operation and security of supply in Moldova. După cum a fost menționat și anterior, folosirea dronelor pentru inspectarea liniilor va eficientiza și va micșora foarte semnificativ timpul de reacționare și de inspectare a acestor linii, a echipamentelor electrice. It is one of the main blocks to digitalize the operation of Mold Electrica, since these drones will provide all necessary information to develop databases, maps and operational plans. Și de fapt reprezintă un punct cheie foarte important pentru operativitatea și pentru lucrul companiei Mold Electrica, pentru că prin intermediul dronelor vor fi colectate foarte multe baze de date care vor îmbunătăți semnificativ calitatea datelor colectate. But it will also bring knowledge, the most important asset, to the people of Mold Electrica and creating higher paid jobs in Mold Electrica, and that can be used in other branches of economy in Moldova. Dar în același timp, prin folosirea acestor drone, vom oferi și posibilitatea colaboratorilor, angajaților de la Mold Electrica să obțină noi cunoștințe foarte importante care pot interfera și pot fi folosite după aceea în alte sfere economice ale Republicii Moldova. We are happy to continue our efforts supporting Moldova's direction to better energy future, and congratulations to all with this project completion. Suntem foarte fericiți că putem să sprijinim Republica Moldova în continuare în calea sa pentru îmbunătățirea calității serviciilor în domeniul energetic și felicitări încă o dată pentru acest minunat proiect. Felicitări tuturor! Domnule Arzumanian, vă mulțumim. Onorați oaspeți, la acest moment partea festivă a evenimentului a luat sfârșit, iar în cele ce urmează vă invităm să ne însoțiți către poligonul școlii profesionale din Corbul, unde angajații întreprinderii de stat, Mold Electrica, alături de instructorii din Statele Unite, vă vor prezenta specificul activității dronelor, dar și ceea ce au reușit să învețe pe parcursul a 3 zile de cursuri. Stimați reprezentanți ai mass media, interviurile rugăm să le realizați după proba practică. Vă mulțumim!
Stimați reprezentanții mass media, colegul nostru să vă explice în detaliu cum se asamblează această dronă, pașii inițiali până a fi lansată și să zboare. O să vă rog o mică atenție. Bună ziua, mă numesc Roman. Un pic mai tare vă rog acum. Bună ziua, mă numesc Roman, sunt inginer în cadrul Modelect și serviciul liniei electrice RIM. În cazul cursului dat, noi o să vă demonstrăm cum lucrează astfel de tip de dronă. Tipul dat deja de dronă este despachetată și pe jumate gata de zbor. Tipul dat de dron este deja montat gata cu dispozitivul LiDAR, ce va permite scanarea liniilor electrice aeriene pe viitor plănuit pentru de către Modelectrica. Alături putem observa că colegii verifică toate conexiunile. Înainte de zbor este necesar de verificat și critic toate nodurile critice, cum ar fi rotorile și elicile și brațele rotorilor. Următorul pas ce urmează a fi îndeplinit este conectarea telecomandei și sincronizarea ei, de urmă conectarea însuși acumulatorului cu drona, de urmă împornirea și sincronizarea cu sateliță. Pentru funcționarea dronei date în regim normal este necesar minim de conectare a 6 satelite. Înainte de a începe lucrul cu drona, este necesar pentru a verifica poligonul de start și a alege un poligon maxim drept. Distanța minimă în aflare fizică de către dron a operatorului este minim de 5 metri până la decolarea dronii. Veți urmări cum colegii noștri au conectat bateria, sursa de alimentare a dronii date, au împornit drona și așteaptă sincronizarea cu minimum 6 satelite pentru legarea datelor GPS. Sincronizarea. Următorul pas urmează a fi conectarea dronii cu telecomanda.
mașinile tehnice. Așteaptă să se apropie cu microfon. Am plăcere să vă povestesc despre drona dată amenajată cu dispozitivul LIDAR. Tehnologia LIDAR nu este nouă, dar în implementare masivă este din ce în ce mai mult. LIDAR-ul este pentru Mold Electrica va oferi următoarele posibilități. De a scana liniile electrice aeriene în ortofoto, de a prezenta datele în ortofoto și point cloud. De a măsura cantitățile de vegetație care se află în poluarele liniilor electrice aeriene. We were arming. Pornim acum dronul. Thank you.
Oaspeți, în aceste clipe vă invităm să facem o fotografie de grup.